Ai fi surprins, dar pentru a scăpa de multe boli, chiar și de cancer, tot ce trebuie să faci este să bei apa potrivită și să mănânci corect. Nu te grăbi să critici, încearcă mai întâi. Ne vom uita la un sfat foarte simplu de la celebrul Ivan Pavlovici Neumivakian, care poate fi urmat de toată lumea, indiferent de vârstă și starea de sănătate. Vizionați videoclipul până la sfârșit, deoarece toate sfaturile sunt la fel de utile și importante. Profesorul Neumivakian a fost responsabil pentru mai mult de 30 de ani de starea de sănătate a astronauților sovietici în timpul zborului. Ca rezultat al muncii sale, a reușit să creeze un sistem care îi permitea să afirme cu certitudine că bolile ca atare nu există. În schimb, există stări normale sau dureroase. Mai mult, profesorul este convins că nu există o boală atât de teribilă precum cancerul. În opinia sa, orice boală poate fi vindecată. Rămâneți cu noi și veți afla ce sfaturi vă pot ajuta ca să vă mențineți sănătoși. Așa că abonați-vă la canal pentru a fi la curent cu noile episoade. Puneți un like și să începem! În primul și în primul rând, Dr. Neumivakian recomandă să eliminați din viața dumneavoastră băuturile gustoase, dar nesănătoase, cum ar fi cafeaua, ceaiul, compotul și chiar apa minerală. El, Neumivakian, spune că toate aceste băuturi nu fac decât să ducă la depunerea de toxine în celulele organismului. Metabolismul încetinește, iar asta duce la o întreagă serie de boli. Ca să vă mențineți sănătoși, trebuie să beți doar apă pură, fără niciun fel de aditiv care se găsesc în sucurile de astăzi. Ar trebui să beți cel puțin 2 litri de apă pe zi. Ivan Neumivakian crede că cancerul și chiar SIDA nu este o boală ca atare, ci o stare dureroasă. Boli cauzate de un stil de viață incorrect, aportul insuficient de apă curată și tulburările nutriționale. Uimitor, chiar și apa potabilă este o abilitate pe care mulți oameni nu știu cum să o facă. Este posibil să fiți unul dintre ei, dar vom afla cum să schimbăm asta. Deci, conform preceptelor profesorului Neumivakian, beți apă cu 10-15 minute înainte de masă, în funcție de starea dumneavoastră. Urmarea acestui obicei va ajuta să reduceți presiunea asupra sistemului cardiovascular și face ca sângele să fie mai puțin dens. Aceasta, la rândul său, reduce riscul de tromboflebită, tromboză și alte boli vasculare. Este la fel de important să beți apă pe stomacul gol, în orice moment. Dacă nu respectați această regulă importantă, nu doar bunăstarea dumneavoastră este în joc, dar și sănătatea dumneavoastră. Apropo, trebuie să bei ce trebuie. Îți vom spune mai târziu ce fel de apă să bei. Nu ar trebui să bei apă imediat după ce mănânci, spune Ivan Pavlovici. Spune că dacă ți e sete după o masă, cel mai bun lucru pe care îl poți face este să clătiți gura cu apă și apoi să scuipați. Faptul este că sucul gastric nu trebuie să fie diluat cu alte lichide. Acest lucru reduce concentrația de suc gastric, ceea ce duce la un dezechilibru în digestie. Pur și simplu, alimentele nu se digeră atât de bine pe cât ar trebui. Dar dacă scapi să bei apă, ceai, cafea sau sucuri după masă, vei vedea că digestia ta se va îmbunătăți, iar bolile cauzate de lipsa de nutrienți vor dispărea. O altă instrucțiune importantă de la Neumivakian spune că ar trebui să mănânci doar alimente atunci când îți este foarte foame. Nu este o idee bună să vă umple stomacul cu forța, încercând să treceți la un alt regim alimentar. Un proces evolutiv îndelungat a învățat corpul să cunoască singur când este cu adevărat necesar să consumați alimente și când este mai bine să evitați acest lucru. Animale, păsări, pești, insecte, plante, vrei să afli cum își trăiesc viața și cum îți pot fi ție de folos? Intră pe canalul Red Zebra, linkul este în descriere. Nu trebuie să interferați cu ritmul inteligent al corpului sau, în caz contrar, veți plăti scump cu sănătatea dumneavoastră. Pentru a nu vă afecta organismul, nu trebuie să bei apă fiartă, ci doar apă sedimentată. Este foarte ușor de făcut. În acest scop, profesorul Neumivakian recomandă să se toarne apă de la robinet într-un recipient seara și să-l lăsați peste noapte. Dimineața se scurg 2/3 de întreagă cantitate de apă și se încălzește până când apar mici bule la suprafață. Dar nu o aduceți la fierbere. Apa poate fi băută imediat după ce s-a răcit. Acesta este lichidul care se absorbe cel mai bine și saturează celulele organismului. Nu fără motiv, Ivan Pavlovici numește o astfel de apă vie. Desigur, este important nu numai să o beți, dar și să mâncați corect. Conform sfatului profesorului, ar trebui să mâncăm până cel târziu la ora 19. Numai atunci, înainte de a merge la culcare, vei avea un gol în timpul căreia alimentele au avut timp să fie parțial digerate. Astfel încât
sistemul digestiv se va odihni și nu va funcționa la capacitate maximă. Pentru a menține organismul într-o stare de sănătate, doctorul Naomi Vakin ne instruiește să avem grijă nu numai de aspectul fizic, ci și de cel spiritual. Spune profesorul, dacă ai greșit față de aproapele tău, ai greșit pentru tine însuți în primul rând. Sufletul nesănătos este cauza multor boli, chiar și la un organism sănătos din punct de vedere fizic. Arătați mai multă bunătate și umanitate, iar aceasta va face bine organismului dumneavoastră. Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. Puneți un like și lăsați un comentariu, deoarece părerea voastră contează. De asemenea, porniți clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canalul nostru. Pe curând!